Mai este puțin timp până când va începe postul Crăciunului. Anul acesta prețurile au crescut foarte mult, atât la legume cât și la fructe. Oamenii spun că se vor rezuma doar la anumite alimente pentru a suporta cheltuielile. Anul acesta va fi mult mai costisitor pentru credincioși să țină postul. Prețurile au explodat efectiv în acest an. Spre exemplu, un kilogram de ardei capia costă între 6 și 9 lei, kilogramul de cartofi a ajuns la 4 lei, varza la 2 lei, roșiile la 6, fasolele la 12, păstârnacul la 8 lei, ciupercile la 14 lei, iar 4 lei morcovul. Pentru vremurile actuale e destul de acceptabil. Trebuie să faci mâncare mai des, trebuie să faci mâncare mai consistent, să mănânci pâine mai mult și cam asta e adevărul. Ce vi se pare mai scump de anul trecut, nu știu, la ce legume? Cartofii deja sunt 4 lei și legumele, ardei, gogoșari. La în perioada asta s-au mai scumpit. În toamnă au fost acceptabile. Oamenii spun că legumele au ajuns să fie mai scumpe decât carnea. Dacă vrei să postești, costă mai mult decât dacă mănânci de fruct. Deși până nu de mult cămările erau pline cu alimente pentru iarnă, anul acesta ieșinii spun că nu au mai investit atât de mulți bani. Congelator? Nu prea mult, că la vârsta noastră nu prea ne priește. Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie.